Bună seara, doamnelor și domnilor! Suntem în direct la emisiunea Puterea e în adevăr cu Renata Usatăi. Mie îmi spune Gheorghe Gonța, sunt moderatorul acestei emisiuni. Domnului Usatăi, bună seara și vorba aia, welcome back in the business. Bună seara, bine v-am regăsit, domnule Gonța. Haideți să explicăm și noi telespectatorilor sau dumneavoastră, explicați, vă rog frumos, pentru că tare multă lume a înțeles inițial această emisiune sau, cum spune colega Ludmila Bântean, podcastul al dumneavoastră, drept unul pur electoral, alegerile însă s-au încheiat și emisiunea continuă. De ce nu au avut loc 3 ediții și de ce continuăm? Mai ales că e duminică, sărbători, o imagine frumoasă, puteam sta pe acasă fiecare dintre noi. Domnule Gonț, inițial am discutat cu dumneavoastră că chiar când voi avea niște deplasări, când voi lipsă, dumneavoastră a spus că sunteți ok, nu este o problemă ca să facem o emisiune filmată, adică online, din afara țării. Și până la urmă, când m-am uitat la toate bagajele care cei care ne privesc nu le văd, laptopuri, calculatoare, 3 camere și așa mai departe, ne-am dat seama că e cam greu logistic. Trebuie să mai avem un set pentru deplasare de utilaj, încă n-am îmbogățat. Până la asta, dar pentru mine este necesar și foarte important ca să putem discuta fiecare duminică după posibilități, deoarece prea multe subiecte se întâmplă în Republica Moldova, care trebuiesc nu doar criticate și comentate, pentru asta aveți oaspeți destui și dumneavoastră și alți colegi la alții posturi de televiziune, dar să căutăm să propunem și soluții. Eu cred că asta așteaptă cetățenii. Dar astăzi eu, ne deținând o funcție în statul Republica Moldova, care m-ar obliga zilnic să fiu la serviciu, după alegerile locale, care, cum le-am planificat, mă refer la rezultate, da? Așa s-a întâmplat. Orașele care vă le-am spus în direct în mai multe emisiuni, acele orașe le-am câștigat. Pentru asta le mulțumesc cetățenilor, în primul rând, alegătorilor, și Bălți, Drochea, Glodeni, Fălești, Cantimir, Râșcani. Dar locuitorii acestor orașe și sate, că să nu le numesc pe toate, în care au câștigat colegii noștri din partea partidului nostru, noi am promis unele soluții la oameni, chiar fiind partid de opoziție. Dar soluții, asta înseamnă finanțare, asta înseamnă proiecte, asta înseamnă să convingi pe cineva care poate nu prea are încredere în guvernarea Republicii Moldova, dar să vii cu investiții, cu un proiect în Republica Moldova. Și aici eu mi-am asumat mai multe localități, deoarece, ca spre exemplu, echipa de proiectanți, oamenii care vor ajuta colegii din primării să participe la proiecte în diferite țări, și satele și orașele unde avem primari, această echipă am găsit-o în afara țării, necătând că în ea avem și cetățeni a Republicii Moldova și mă mândresc cu asta. Companii foarte mari în Olanda, Germania. Dar nu pot să le spun la oameni că noi nu suntem la guvernare și de asta noi n-ați facem nimic. Noi multe am făcut, avem o echipă tânără, foarte ambițioasă și puternică. Domnul Gonț, haideți pe bune. Având candidat în fiecare localitate, în fiecare oraș, luăm partidele mari, partidul guvernare PAS și partidul socialiștilor, și unele au fost și candidați de rezervă, de-al ușor, da? Și faptul că au câștigat majoritatea primarilor orașului din primul tur, asta demonstrează că în 8 ani de zile de activitate au fost rezultate. Altfel nu poți câștiga tu din primul tur, fiind din partea partidului nostru, contra la toate partidele mari, da, care au fost la guvernare, unii de ei, cum sunt socialiști sau PAS, care este astăzi. Foarte multe proiecte au fost realizate din bani personali în aceste localități și în municipiul Bălți. Și astăzi trebuie soluții, știți cum, da, era bine că nu s-a aduce din bani personali un tractor,
Врадзе ще довзе дими Димитрий Диповар, сути де терену ради жуака, дар требуе да скрежете младшава мая мари. Дар пентру аста есть невой де мунк ин афара цери, ка пастас донатори, партнери кари инвести, ар инвести ин локалитец. Сау ар спрежини проекте де инфраструктура Република Молдова, но и не авем. Ей сафлы пехотари шайщи, кари мая мулт алярга, ща ла кштига. Domnul Sată, noi suntem deja la 10-a ediție aici și multe emisiuni am făcut cu dumneavoastră la Puterea 4. Da. De la M4, am eu onoarea să muncesc acolo. Și dumneavoastră de fiecare dată bateți fie în PAS, fie în socialiști. Bun, bateți și în ceilalți, dar mai ales în PAS și în socialiști. Dar ei sunt pe primul loc, domnul Sată. PAS pe primul loc și socialiști pe locul 2. Da. Și de aici apare întrebarea, dacă ce-mi silă? Dacă aceste două formațiuni oricum sunt pe locul 1, respectiv 2. Domnul și Gânt. Nu dumneavoastră, și nu alți lideri politici. Noi am avut o altă strategie în această campanie. Uitați-vă, noi am câștigat astăzi 7 orașe, da? În aceste alegeri. Dar candidați am avut în 9, din care pe 2 e antistat. Deci având câțiva zeci de candidați în orașe, în sate din Republica Moldova. Și alții care au mers cu 600 de candidați, 500, 800, oricât o văd. Noi despre ce vorbim? A pe ce om silă? Nu, domnul Gonța, când ești la guvernare, socialiștii au fost la guvernare, corect? PAS-ul a venit la guvernare. Când ești la guvernare, ești obligat să mergi în maximum localităților din Republica Moldova. Astăzi noi suntem unicul partid cu un rezultat foarte bun și cel mai important că suntem unicul care nu a fost la guvernare în Republica Moldova. Eu mă refer la faptul, domnul Sată, că aceste două formațiuni oricum sunt votate la maxim. Da. La maxim, la greu. Da, dar încă o dată. Noi chiar în consiliile raionale, în majoritatea raionilor din țară, n-am avut listă de candidați. Domnul Gonț, cei care spun că localele sunt direct legate cu parlamentarii și prezidențiale, este o aberație. În alegerile locale, oamenii își aleg gospodarul care le va conduce satul sau orașul. Înseamnă că PAS are peste 300 și ceva de gospodari. Da, din care 200 sunt de la PD, de pe timpul Plahotniuc, o leacă de la Dodon și tot așa. Adică, domnul Gonța, eu înțeleg că e foarte greu să construiești un partid, să alegi oameni în teritorie. Mulți oameni sunt plecați din țară, mai ales specialiști în diferite domenii. Dar astăzi ei au participat doar pentru încă o dată a îmbrobădi oamenii, de a arăta, uitați-vă cât de bravo noi suntem, așa au făcut PAS. Idei n-au nici și nici candidaților, lor le tot una. Pentru dânșii era important câte mandate în trecut are actualul primar care l-a luat dintr-un sat ori alt. Eu voiam altfel să începem misiunea, dar dacă dumneavoastră s-a diat despre locale, mergem pe locale un piculeț, după care mergem la asta generale. Deci dumneavoastră sunteți consilier municipal în municipiul Bălți. Da. Serios? Da. Și o să fiți consilier? Eu trebuie să merg la Bălți, să discut cu echipa, deoarece partidul nostru în Bălți nu are o majoritate în Consiliul Municipal Bălți. Și astăzi este nevoie ca domnul primar de Bălți, domnul Petcov și echipa partidului nostru în Bălți să discute, să colaboreze cu toate fracțiunile care sunt. De asta domnul Petcov, spre exemplu, a ieșit, eu cred că a fost unica situație când primarul nu a ales, a ieșit și a făcut o adresare către toate fracțiunile. Către fracțiunea PAS, enumerăm, fracțiunea socialiștilor și fracțiunea Partidului de Rezervă al Ușor. Că și ei cu un alt partid au intrat fracțiune, adică au fracțiune. Sunt reprezentanți și la alte partide, dar n-au numărul necesar de 3 consilieri pentru a constitui o fracțiune. Și au spus că înaintați toți câte un viceprimar și haide să-i dăm bătaie pentru Bălți. Că care e problema cu Bălțul, domnul Gonță? Eu astăzi, fiind în opoziție și cu guvernarea, dar și cu opoziția, înțelegeți că eu nu vreau în Bălți să fie probleme genul cu sapte, usate luptă cu spânul,
Da, spânul pentru asta, cu pasul, cu mai asta, nu contează, da, cine este reprezentanți pasului, cumva blochează bălțul. Înțelegeți? Și vreau să spun, am în vedere că nu poți a, să ieși la un protest contra lor de leosfi, dar a doua să spui mâna pe telefon și zici că haideți să discutăm strada Kievska și alte probleme. Nu sună normal, înțelegeți? Asta? Adică nu ați decis, rămâneți da. Sau nu rămâneți consilier? Pentru mine, eu pot să vă spun singur, că rămâne consilier municipal, că voi fi consilierul primarul municipiului Bălți, a domnului Petcu. Pentru mine este important ca Bălți să fie soluționate probleme. Iată astăzi vă spun, uitați-vă. Nu a trecut nici o lună de zile de când Petcova în funcție, da? Dacă avem o lună aproape. Deci, în Bălți au fost economisite aproape 10 milioane de lei din cauza gestionării primăriei corect. Domnul Petcova să iasă cu detalii, cred că chiar săptămâna viitoare. Am găsit bugetul fără bani. Nu sunt bani elementari. Văd că Chișinău frumos pregătește de anul nou. Domnul Ciuban a fost primar, domnul Ciuban este primar. S-au acumulat el rezervele necesare. În Bălți nu sunt salarii pentru achitarea, nu sunt bani suficient pentru achitarea salariilor. La întreprinderi municipale nu mai vorbesc de primării restul problemelor. Când am venit și am văzut că chiar luminițele care pomul de Crăciun, da, adică sunt o stare, când le-am procurat eu în 2015, era frumos. Bălțul era cel mai frumos. Era capitala de rebelion a Republicii Moldova. Când am văzut că nu s-a făcut nimic în anii când am fost absenți, eram nevoit să caut soluții. Am găsit câteva milioane de lei, încă o dată le-am găsit eu. Adică, eu, ca să înțelegeți, eu am pregătit pentru un proiect personal câteva zeci de kilometri de ghirlande, care acum toate au plecat la Bălți. Și inclusiv în timpul anului, având niște ucraineni refugiați în Republica Moldova după război din Ucraina, care de zeci de mii de euro au făcut diferite construcții frumoase pentru mine, pentru copii, pentru... Am pregătit-o. Ca să înțelegeți toate aceste cadouri și munca refugiaților din Ucraina, niște specialiști foarte buni. Adică toate cu două tiruri au plecat câteva zile în urmă la Bălți. Când arenda la un brad, că noi nu l-am procurat la Bălți, fiecare an bradul îl achitam eu când am, și am fost primar de Bălți, ca să fie totuși brad culori diferite, ceva nou, știți, fiecare an, să nu luăm unul, să... Adică s-au hotărât peste 10 milioane de lei. Încă o dată, mie nu mă preocup funcția, cum va suna ea, consilier de Bălți. Dar oricum, domnul Petcov o să fie șef în Bălți, adică, da? Domnul Petcov este primar a municipiului Bălți și el este astăzi omul care răspunde direct de oraș, care văd că se spravește foarte bine, pe zi și trece, se încadrează tot mai profund în toate problemele care, nu doar în toate problemele care sunt în Bălți, dar văd că găsești soluții. Noi în fiecare seară, cât de târziu, unde nu m-ar afla eu, discutăm cu dumnealui câte jumătate de oră, câte oră, ca să stabilim ce putem face. În concluzie, eu mâine la M4 pot scriu știrea că Renato Usată nu exclude faptul că renunță la mandatul de consilier de Bălți. Nu puteți scrie. Asta eu să merg. Azi vorbesc cu bălțenii, cu fracțiunea de la Bălți. Mine este important ca în Bălți lucrurile să meargă bine. Dar ca să fie, că dumneavoastră ați scris pe un cusat, o mărs ca șofer cu Petcov în mașină, ca să nu, iarăși, să nu scheltui banii primării, a să aibă săptămâna viitoare întâlnire cu primarul unui sectoare din București și multe alte întâlniri care sunt pregătite. Da? Putea scrieți cu sate și ca șofer să meargă cu Petcov alături, mă Bălți să fie bine. Am înțeles. Rămânem cu piculeț la Bălți, vă rog. Cu doamna Ceritiu la Droche, Severin la Pălești, Ciubăciuc la Cantimir și tot așa. Domnul Sătu, ce a fost cu ieșirea asta dumneavoastră după alegeri împotriva Partidului Socialiștilor? Împotriva candidatului din partea PSRM-ului, împotriva lui Grododonă, împotriva fostului ministru de interne? Întrebarea sună altfel un piculeț. Da. De ce, dacă vrei să acuzi pe cineva, eu țin minte așa, de când fac presă, bați în concurent în timpul alegerilor. Da. Alegerile s-au încheiat, Petcov a câștigat și dumneavoastră s-a organizat o conferință de presă unde ați bătut în fostul candidat. De ce? Pentru ce? Fost candidat și aliații lor. Domnul Gonț,
Eu special acuzațiile care eu am ieșit atunci sunt foarte grave. Prim. Doi. Dacă eu avem să ies cumva să obișnuit dumneavoastră în toți anii cât sunteți legat de mass media din Republica Moldova, asta aveți orice concurent spune că a fost un atac politic pentru a câștiga alegeri și așa mai departe. Eu nu mi-am permis nici un atac asupra lor. Ei s-au permis orice în campanie electorală. Eu am discutat cu colegii, chiar și cu unii colegi ai dumneavoastră de breaslă, cu unii jurnaliști, zic, băi, iată, a să ies. Dar ce nu ieși amu? Chiar că amu a să slișe, bă, minus, care spune minus 5%, care minus 10, că voi lăsați-mă cu procentele. Eu nu vreau acuzațiile care le-am adus fie cumva legate de campanie. Și de asta ai și după. Din tăi am câștigat curat, frumos, convingător. Dacă țineți minte rezultatul și a zis. După asta ai ieșit și le-am spus pe nume. Adică. Dumneavoastră considerați că la fel de convingător ați fi câștigat alegeri dacă în scrutin rămânea și candidata, nu mai știu cum mă cheam, chiar au mai multe, a da. Partidului Șor? Da, cu un rezultat mult mai mic. Eu cifrele vă le-am spus, domnul Gonț, eu v-am spus în emisiunile până la alegeri că cu socialiștii 60-40, contra lui Grigorișin 72-28, cu ăștia era cel mai la limită rezultat, 53-47, ceva de genul ăsta, adică s-au măsurat toate lucrurile astea. Dar aici nu mai mergem cu crezut, știți cum, adică trebuie să ai... De acord, ce a fost, da. A fost. Dar ce coaliții faceți voi acolo cu... La mine, la emisiune, a fost recent domnul Ștefan Gligor. Așa? Eu tare sper că dumneavoastră nu v-ați uitat la acea emisiune, uh-huh. pentru că el a vorbit foarte mult despre Bălți. Da. Și foarte des a pomenit numele dumneavoastră. Dar el îl pomenește el cu cât și mai ales, mai ales în contextul unei nunți politice dintre partidul nostru da. Și partidul domnului Ilan Șor da. La Bălți. Așa. Doamna Marina Tauber destul de des povestește despre faptul că a avut întrevederi cu domnul Petcov. Da, nu, faptul... o dată a fost la dânsul, dacă okay. că am discutat cu domnul Petcov, da. Ce planuri politice aveți dumneavoastră? Domnul cu haideți partidul... cu acest politician care l-ați numit, da? Știrea nu, el, nu, știrea nu e Gligor. Nu, eu înțeleg. Eu știrea este ambire... ceea ce... Domnul Gonță, am îmbiric tot acest om, jumătate de an îmbla pe la televizoare și pe la ambasador și povestea că Moroșan este candidatul meu de bază, dar Petcov e un spoiler, dar usat e joacă să-l pui. Nu, adică... Ok, partidul s-a pierdut. Da. Partidul meu s-a învins. Da. Nu, nu e asta important. Adică oamenii ca a deveni... Eu altceva am vrut să menționez, domnul Gonță. Pentru ca să apară în știri, deja măcar pe telegramuri, dacă nu... Bagă ea ca istorie de astea, cu colitic ușor, că mă controlează nu știu cine. De acord, dar noi așa... vedem niște ieșiri a doamnei Tauber, de exemplu. Îmi spune că noi am avut o discuție foarte bună da. Cu domnul Petcov. Noi pentru Bălți vom face una așa, alta așa. Domnul Gonță, spuneți-mi, vă rog, astăzi bălțenii au decis că în Bălți să fie doar patru fracțiuni. Prima, și mai, partidul nostru, uh-huh. după noi, pe locul 2, socialiștii, locul 3 PASO, locul 4 Șor. Ce lui Gligor n-au nici o fracțiune, că ești doi. Comuniștii, unul și tot așa, să înțeles, da? Spuneți, vă rog, dacă sunt azi patru fracțiuni, și Petcov le-a spus la toți, și noi am discutat de mai multe ori acest subiect, băi, așa care vor să aducă ceva în municipiul Bălți, cred că socialiști spun că să aduc ceva de la Moscova. Să vedem ce o să aduc. Echipa locală a Lușor a fost, iată, vor să repare 5 curți, da, în municipiul Bălți. Lasă-i să fac. Sunt curți care le fac primărie, sunt lucruri care le face un sat de personal. Adică mă refer prin fondații, din banii personali. Adică unii problemă, eu nu înțeleg. Vă spun unii probleme. Da, spuneți. La anumite instituții mass media o să apară titluri de genul. Da. Pe banii furați la cetățeni, uh-huh. adică miliard, Renato Usatăi acceptă stop. Ca să construiască sau să repare curțile respective. Nu, stop. Domnul Gonț, haideți așa. Eu țin minte când eram primar și era un moment unde, da, rudele cumva s-au implicat asta. Când Plahotniuc a făcut
Уайки тату спонсоризат, бусулу и Михай волонтер, да? Он был, что фост сен мити марискан. Дом гонца, а да спонец ворог, да кэн до до на душе он камаз? Урята астас гувернаре принтру интерпрендер, кар ли спуни, кумар фирет норд, фасила болцу нову иллюмина страдал. Кета йори пар точи цини ди примарии, скуарум фаса примарии, что ты пяца? Toată strada independenței din Bălț, piața în Bălț e mult mai mare ca în Chișinău, dacă nu ați știut să cunoașteți, ca metri pătrați, ca lungime, ca dimensiuni, da? Eu le fac astea personal, încă o dată. Banii în buget nu și asta am spus cu o să fie cadoul meu pentru bălțeni. Când scrie cineva o cerere, că aduci oare un camas, oare pune pavaj, spuneți, vă rog, cum poți tu lucrurile astea să le blochezi? De ce? La nivel central s-a blocat. De exemplu, Șor a propus gaz ieftin pentru Orhei și pentru Găgăuzia. Și centrul a refuzat. Uitați-vă, centrul a început să creeze un fel de probleme artificiale. Fix așa cum era când ăștia de la PAS erau în Peledime, când eu am vrut să organizez campionatul național la fotbal între studenți, și am pregătit 15 mașini pentru locul întâi, 15 scuteri pentru locul doi, și s-au dat scrisori la tăți rectori și au blocat. Și ce-au câștigat pele de meu din asta? Cu o rămas, eu rupt. Și fix așa se termine și pasă încă o dată. Sunt lucruri care astăzi guvernarea, dacă vroia, spre exemplu, magazinele sociale lui Șor, eu spuneam înainte de parlamentari, făceți-le voia statului, Șor mare dispare, mai mare, mai frumoasă și tot așa. Vreau să vorbiți despre faptul că în bugetul Bălțului bani nu sunt. Da. În bugetul aproape... Și în alte localități. Da, în toate. Da. În toate avem problema asta, da. Banii vin din taxe și impozite, TVA, da. Așa mai departe, da. Cum se cheamă ele. Deci afaceri. Corect. Afaceri nu sunt. Da. E dalși și tot. Peste 4 ani. Domnul Gonță, iată asta mă doare pe mine. Iată, uitați-vă. Vă spun doar ce am făcut în ultimele 10 zile, da? Ieri am ajuns în țară. În Germania, în Austria, în România, am organizat un fel de, nu forumă e prea mare, știți așa, adică am organizat niște întrevederi, am făcut cunoștință la oameni de afaceri din diferite țări, deci au participat cetățeni din Marea Britanie, Spania, Germania și alte state europene. Eu mi-am asumat să particip în unele proiecte în aceste țări europene despre care vorbesc, ca să câștig un ban. Banul ăsta să fie adus în Republica Moldova. Da? Și pe mine m-a durut foarte mult când stăteam la masă cu persoane, pe cineva cunoșteam 6 ani de zile, pe cineva îl cunosc de 15 ani de zile. Da? Și când eu văd că s-au discutat chiar unele proiecte pentru România, primele ca pentru test să simțim cum răspunde piața și așa mai departe, au fost câteva proiecte în suma totală de 600 de milioane de euro. Doar cele... Deci suma totală a proiectelor care nu că au fost discutate, dar care vor începe a fi realizate în primăvara 2024, este de peste 2 miliarde de euro. În România? Nu. Bă, vă spun încă o dată. România, Germania, Spania, Marea Britanie, la moment suficient în întrebări, în spațiu UE, să-i spunem, okay. Da? Continentul european. Și pe mine așa de tare mă doare, dar iată eu mâine să-i adun cu 3, 4, 5, 6 avioane private așa cum erau. Eu îi aduc la noi doar moldoveni. Și o masă le punem la oameni. Haideți că îi ducem la Cricova, îi ducem la Purcari, îi ducem la Castel Mimi, îi duc cumva de la Fălești, strec și pe la Cetatea Sorocii și la Ecetera ajung cu noi. Mai departe, domnul Gon, spuneți vă rog, la cine să mă duc eu astăzi? Eu vorbesc de guvernare. Deci vă dați seama că când vin investitori care vor să investească sute de milioane, ei vor garanții, ei vor să vadă oamenii în ochi, da, care conduc astăzi.
Astăzi, după ce doamna Gavrilița, când era prim-ministru și a spus că noi vă mulțumim că veniți investitori din diferite țări în Republica Moldova, nu, să aveți grijă că suntem în stare de război și poate și pe rachet pe la noi și așa seara, care nu s-a găsit bilet pentru seară, a două de dimineață la prima oră a părăsit țara. Domnul Gonța, m-am simțit foarte incomod, înțelegeți? De asta și mă doare, ca să fiu înțeles corect. Eu, în diferite situații în viață m-am descurcat și când a fost, chiar mi-a fost foarte greu, da? Și astăzi, când eu particip la organizarea, nu-i corect spus în română, organizarea beneficiilor, pentru îmbunătățirea, da? Mai multor proiecte de infrastructură națională. În unele țări care și așa stau bine pe picioare și nu pot să o fac în țara mea. Vă dați seama cum mă sunt eu. Iată, asta e unicul minus și știți cum, durerea cu care eu m-am întors acasă. Da, dar oamenii care s-au stăpânit la masă, când ne spunea despre Moldova, băieți, haideți la noi, da. Nici ce spun. Da. Ei mă întreabă, cine din conducerea țării poți să-mi organizezi întrevedere? Dă-mi câteva proiecte astăzi atractive și cine răspunde de securitate investițiilor și tot așa și tot așa. Și răspunsul? Nu, dumneavoastră ca jurnalist, ca de la o parte, am uit. Imaginați-vă că îi cunoaște și dumneavoastră. Și le spuneți dumneavoastră la... A? Am primit statut de țară care are undă verde la negocieri privind aderarea la Uniunea Europeană. Domnule Gonță, vreau să vă răspund, am încercat. Am încercat că vă spun că m-am întors ieri, nu m-am întors o săptămână urmă. Și taman am prins pe final, da, această știre, ca și dumneavoastră. Oamenii care dețin active de sute de milioane, mai ales de miliarde de euro în UE, da? Asta sunt oamenii care au consultanți, oamenii care au experți lângă ei, da? Specialiști în diferite domenii. Și când au trecut vreo 10-11 minute, când le s-au pus pe masă, scos la printer, domnul Gonța, vă spun, haideți maxim 15, dar n-au trecut 15 minute. Și lor le se dă că 2021-2027 au fost, din partea UE, au fost, suma totală era de 13 miliarde de euro pentru țările care pornesc negocierile de aderare la UE. Dar Turcia au candidat ăsta de mult și vreo 6-7 miliarde de euro deja le-au consumat ei. Au mai rămas încă atâția pentru, până în 2027, adică pentru următorii 4 ani. Dar este Ucraina care cred că 80-90% din banii ăștia îi va lua ei și chiar dacă va fi Moldova cu Georgia, primi câteva sute de milioane. Domnul Gonță, noi avem 1 miliard de euro deficit doar pentru 2024. Republica Moldova astăzi are nevoie de câteva miliarde de euro pe an pentru a nu avea deficit în buget și pentru a putea cumva să ne dezvoltăm. Că, domnul Gonță, oamenii care acum dansează pe scări și unii au venit pentru Satoș, apropo, bravo, tineret, ei nu au venit pentru că s-au dat startul negocierilor de aderare, domnul Gonț, care au venit pentru Sator, dar închipuiți să dacă vine Amudan Balan cu Vera Brejneva acolo. Și eu m-aș fi dus. A? Și eu m-aș fi dus. Da. Și încă câțiva moșnești de al din noi, știi cum? Pentru Vera Brejneva, dacă nu, dacă pentru Dan Balan. Eu pentru Dan Balan. A, mi-a părut pentru... Domnul Gonț, șo-tă... Mă te stăsut în vasă. Șo-tă vașă glaza mine găvărat șo-tă Vera Brejneva. Nu zici că e bun, da. Eu înțeleg oameni de afaceri serioși. Dar haideți dumneavoastră. Pentru nu, domnul Gonț, asta e foarte important. Că vă spun acum cum este, chiar pe timpul, chiar pe timpul guvernării a lui Voronin, eu am fost în Republica Moldova, atunci apropo pe Plahiș l-am văzut prima dată, când Voronin era președinte, da, la guvernarul comuniști, când vedem cu oameni, unul se uita să fac o fabrică, altul alta. Dar când a noștri astăzi, prin Republica Moldova au trecut ucraineni,
Prin tranzit cu miliarde de euro, încă o dată, miliarde de euro, nu în grivne, nu în lei moldovene. A noștri prindeau câte doi pensionari, câte o familie, le luau câte 20-30 de mii de euro la aeroport. Sau pe alții peneau pe la vamă când treceau. Domnul Gonța, a noștri dacă spuneau, dacă vedeau oamenii în știri, că Republica Moldova pentru a sprijini războiul, poporul ucrainean care a intrat în război neașteptat, pe neașteptat și așa mai departe, că astăzi pot cu banii zvii scumpiri, adică, spre exemplu, pentru a investi în Republica Moldova, poate să aducă oricâți bani. Ați văzut vreo mișcare atractivă, spuneți-mi, pentru ucrainenii care se alături și ucrainenii cu banii ăștia au ajuns în România, Polonia, Germania, Marea Britanie. Da, au cheltuit niște bani prin care eu trecut prin ușurile din Cipru, care prin Dubai și mai departe. Și astăzi ei dau bătaie, bine, mersi. Dar astăzi Republica Moldova putea să aibă vreo 5 miliarde de euro, bani care oamenii vroiau să investească. Doar le trebuiau să fie condiții. Dar noi am obligat pe ucrainieni să aducă documente confirmative de unismani. Dar erau probleme și obstacole pentru a deschide conturi bancare, domnule Gonță. Da, ceream acte confirmative. Deci România, ca să înțelegeți, și altceva. Eu nu sunt în Republica Moldova, dar este bine că a avut loc acest eveniment. Nu mă refer la cel de la președinție, da? Cu poporul, numai că cu părere de rău, poporul moldovenesc nu a câștigat nimic. Maia Grigoriana Sandu a câștigat. Pentru prezidențiale, cumva, că iată, uitați-vă, iată, asta eu am făcut-o, sunt bine primită peste hotare și așa mai departe. Dar poporul moldovenesc și-a câștigat. Păi stați un pic, au trecut 72 de ceasuri, poate mâine, luni. Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat în România când au pornit negocierile cu România. Sute de mii de oameni în București, în piață, așa e? Brașov, Timișoara, Sibiu, zeci de mii de oameni în față. Astăzi, oamenii atât de tare schinuiți, dezamăjiți, obosiți, furați, lăsați în voia sorții, ca să le se dă ca la oamenii de sortul 10, câte o indemnizare, câte o compensare. Când vedem cum în Bălți, a doilea oraș din țară, oamenii nu reușeau, așa coți imense erau pentru a scrie la compensații, că domnul Petcov coordona cu ce și eu, cu guvernul, spui corturi, oameni să nu dă afară. Noi suntem țară care 70% nu are canalizare, înțelegeți? Noi suntem astăzi o țară care doar prin demonstrarea capacităților proprii economici de a se menține, de a crește, de a deveni atractiv pentru europeni. Iată, asta e scopul meu ca politician în Republica Moldova. Dar ce își fac ei? Ați văzut, unii ați văzut azi, cele mai pro-europene orașe, mă refer unii guvernare au fost votată masiv, da? Ați văzut azi, iasă, 5.000 de oameni în Ieloveni, 3.000 de 5.000 în Călăraș, 3.000 în Isporieni, să iasă 5.000 la 7.000 la Edine. Ați văzut ceva? La Cahul. Ați văzut să iasă studenți, tăzi cu drepele. Ați văzut ceva să întâmplă? Poate mai încolo, dar că nu sunt rezultate. Scări la președinție dacă nu era Satoș, că zineam. Numai jurnaliști pasul erau acolo. Nu, îmi pare rău foarte. Domnul Gonță, eu sunt pentru standardele europene 90%, tot ce ține de economie, sistemul de sănătate, dar când astăzi noi de aici dansăm pe scări, da? Ucraina doar continuă scadă rachete. Dar noi am devenit și candidați și negocierile. Am pornit doar din cauza războiului în Ucraina. Asta nu este meritul doamnei Sandu, guvernului Gavrilit sau guvernului Rician. Este meritul poporului ucrainean care astăzi moare, suferă, sângerează, dacă se spunem lucrurilor pe nume, înțelegeți? Iată de ce noi avem astăzi și negocieri așa rapid și am devenit candidat. Pe mine mă doare altceva, sub pretextul ăsta, că toți au vorbit despre Toma Ciorba, așa-i? Au ieșit și medicii la protest. Eu spați pe vreo întrebare, dumneavoastră vor tot da, scenariul spune, meu, spuneți. Spune, mă doare și n-am fost acasă. O mică paranteză. Dar cineva îmi scrie că se întrerupe. Saș, tu prerubați sau n-aș tot? Там с YouTube-ом была проблема, в Facebook-е все нормально. Решилось? Да. А, спасибо. Haideți totuși să dăm Cezarul ce al Cezarului. Mă refer să dăm Cezarei ce al Cezarei. Dacă azi președintele fost, nu știu,
Igor Dodon, Ion Chicu, Gheorghe Gonța. Noi nu am fi primit această undă verde pentru negocieri. Oricum, este și meritul doamnei Maesa. Este, da. Deoarece dumneei pare o susținere foarte mare în exterior, mai mică, mult mai mică în interiorul țării de la proprii cetățeni, dar în exterior, ea, în continuare, este și meritul ei. Dar vă spun încă o dată, dacă nu era acest război oribil în Ucraina, nici în 2028 n-avea să întâmple acest lucru. Cum astăzi vă asigur că în 2030 nu va deveni Republica Moldova membru a Uniunii Europene. Dar când vom adera noi, în opinia dumneavoastră? Domnul Gonța, eu sunt cu Uniunea Europeană, e cam pe ducă, e ca ultimii ani de existența Uniunii Sovietice. Asta este părerea mea. Eu, la mulți nu le place, încă o dată. Eu vreau să fie tot bine că Uniunea Europeană este partenerul nostru strategic. Da? Dar după tot ce se întâmplă în UE, după alegerile parlamentare care vor avea loc în mai mulți țări în UE, în următorii ani, privind și urmărind declarațiile politicienilor, de acord, mulți din care vor ajunge la putere, domnul Gonț, ca să devenim membru în UE, trebuie să fie votat unanim în Parlamentul European vreo 70 de decizii trebuie să le avem votate. Peste 70. Unanim. Dar când se devine membru Parlamentul fiecare țări europene, domnul Gonț, să continui? Oare e clar? Da, e totul clar. Da, dacă ce om. Da, dar sunt oameni care speră, pur și simplu, înțelegeți? Domnul Gonț, cei care speră să răsuflicăm mâinile și să muncim la noi acasă, să devenim țară care... Știți care ar fi momentul culminant pentru mine în politică? Da? Când iată, eu pot să zic, ia că pot să plec la pensie. Și nu contează vârsta care eu. Știți care? Să plec în afaceri, să aduc investitori, să fiu un brand ambasador, торговый представитель, cum să-i spun corect. Haideți să spunem торговый представитель. Da, adică cel care nu contează, boară în Germania, Abu Dhabi, că e Siemens, că e alt companie mondială. Eu știți că n-ar pleca când dumneavoastră ca jurnalist la știri, la o emisiune a dumneavoastră, da, vă spune că astăzi Republica Moldova a donat fraților noștri, vecinilor poporului român, 100 de combaini pentru a sprijini agricultura. Anca donat 300 de camioane poporului ucrainean, deoarece ei după război își revin și au nevoie de camioane pentru reparația drumurilor, mai multe au șantiere de construcție. Înțelegeți? Iată, atunci e o țară când tu ai economie. Domnul Sat. Și iată, pentru asta eu am muncit și muncesc și voi munce. Deoarece scopul meu este ca pentru alegerile prezidențiale 2024, pentru, în special pentru parlamentarii 2025, că eu nu promit în prezidențiale așa cum au făcut-o sau o fac unii concurenți electorali. Unii promit salarii, pensii. Promisiunile care vor fi făcute, ele să aibă un suport. Și unele din ele să aibă și suport nu doar politic, dar să aibă suport financiar. Ia că atunci să fie frumos. Când eu ies, uitați-vă, compania X din UE își asumă să facă 1-2 în Republica Moldova. Compania Y, din afara spațiului, dar foarte bine privită de partenerii de dezvoltare, este gata să vie în Moldova să organizeze asta. Adică nu veți reforma și dumneavoastră justiție? Domnule Gonț, pentru mine e încă o dată important ca după 30 de ani de independență la oameni să schimbe ceva și în frigiderul de acasă, și în buzunar. Domnul Sată, dacă în astăzi cei care se ocupă cu reforma justiției, e că dumneavoastră ne-ați închis gura, dar mine mă doare că eu n-am fost doctor, eu azi am fost la spitalul Timofei Moșneagă și am fost... Asta era întrebarea mea următoare, pe bune. Eu am văzut o poză cu tăticul dumneavoastră, da, astăzi în spital, la Spitalul Republican. Uh-huh. Eu nu vreau ca dumneavoastră să faci să o leacă pe doctor, cum l-ați luat pe spisor, da, pe altcineva. Uh-huh. Dar vă întreb, a apărut o problemuță acum, sau un scandal la Chișinău.
legat de spitalul Toma Ciorbă. Doamna Nemerencu, nițelul își bate joc de protestatari. Așa, i-a luat peste picior cam da. Pe oamenii, pe medicii care au ieșit în piața mare a Uniunii Naționale. Dacă pricepe sau dacă știți ceva sau dacă băieții dumneavoastră la partid ceva vă zis. Dacă nu, trecem la alții. Nu. Dar văd că deja știți. Eu cunosc și mă doare și tac și mă doare de vreo 5 zile de când cunosc. Și eu credeam că informația asta cumva este cunoscută, că m-am uitat pe telegrame, pe știri, că vor să vândă, să construiască blocuri cu apartamente, luxoase, nărțică, centru oraș, ce vă zice. Cinismul este în altceva, domnul Gonța. Că iarăși, e centru orașului, un spital cu o istorie, prin care au trecut zeci de mii de pacienți și pe mine m-a dus pe targ odată de la Odessa. Am avut Bilcovă atrăvlenie, nu știu cum îți spun. Nu am mâncat rași morți și m-am trezit la Toma Ciorbă, adică m-au dus la Lesanopăr când m-am trezit acolo. Țin era cu două zile înainte de cumătrie la botez la fiica mea, Alexandra. Și eu am trecut pentru... Că au trecut zeci de mii, sute de mii de oameni salvați. Un spital cu o istorie. Spitalele astea sunt neatinsă, sfinte. Și nu contează, orașul Viena, Austria, ca nu știu, doar pentru UE, pentru valori europene, domnule Gonț. Dar ei, prin optimizare, astăzi l-au promis acest teren cuiva. Da, nu l-au promis la o grupare criminală. Nu l-au promis la un constructor. L-au promis la o organizație internațională. Numai că pe mine mă doare, domnul Gonță. Astăzi, ca să știți, că după anul nou, acest teren, fără licitație, fără tender, va fi dat organizației ONU și toate structurilor lor, UNICEF și tot așa mai departe. Băi, oameni buni, nebunilor, construiți un ambasador village, construiți un ambasador city, dar dați-le măcar câte 10 hectare, că Chișinăul nu-i New York, nu-i Berlin, mă refer ca metri pătrați, da? Construiți-le un cartier rezidențial. Ambasada SUA în București, oare ambasada mai spre ieșire din oraș? Da, într-un loc foarte frumos, într-o zonă rezidențială, adică nu-i asta. Noi câte locuri avem frumos? La noi, în general, unicul proiect, și văd că e unul privat, nu știu cu ce o să termine, dar din tot ce s-a declarat, dacă se va reușe, nu vreau să-i fac populație, dar este un om de afaceri cu proiectul Satul German, da? Care s-a asumat primul, școală, grădiniță, nu doar va fac casă, dar pe urmă voi hotărâți-vă probleme, cu, că nu va ajunge lumină, că nu aveți drum, că nu rezistă apeductul, canalizarea și tot așa, care le face la cheie, da? Inclusiv cu infrastructura subterană. Că asta... Noi nu avem locuri frumoase lângă Chișinău unde să faci ambasador village? Domnul Gonța, să-i pui pe tăs. O ajuns să iasă oamenii ăștia, doctorii care o salvat și a salveză oameni. Da? Că nu a ieșit că vor să-și construiască ei acolo câte un metru pătrat, da? Câte un apartament, ori câte vil. Ei au ieșit, băi, nu ne luați că pe dânșii leagă, cum mă leagă pe mine cu casa de la Fălești, cu alu mămâne, Dumnezeu să ierte, din satul Rădiul Mare, domn Dușeni. Pe mine mă leagă eu, dar pe dânșii leagă o viață, că ei majoritatea de ei au vârsta părinților mei. Mă refer lucrători, doctori, asistentele medicale, tăți care muncesc acolo. Și azi, huiac, și hop, hai le dăm noi la ONU ca asta ia, că noi ia că vrem să ne maritem și vrem să îmi druși cu tăți și așa mai departe. Băi, dar pe... De-am dat strada și Ștefan cel Mare din amândouă părți, lăsați tu McDonald's-ul și Telecom-ul și așa mai departe. Nu, ce înseamnă să o dăm, domnul Gonț? Încă o dată, eu vă spun că într-o altă țară ar fi fost deja proteste de zeci de mii de oameni, înțelegeți? Adică toate spitalele astea, eu din motiv de când sunt probleme cu sănătate, am fost în spitale din Austria, Germania, alte țări europene, în aceeași România. Da, apar spitale noi, moderne și mai departe. Dar se modernizează și astea care sunt că pe acest teren pot fi construite clădiri noi, dar tot se rămâie spitalul. Când astăzi voi construiți ceva, terminați voi cu pomenile.
Идем в орку поменяли с лентреги, лентреги пимеша гимпула медали. Ты имеешь какой станок, сон колдзе, ну, додев сли продукт, консалезь. Я так не грешу, как кампания электорала пенту президенциали дин ану 2020, доамна președинте Майя Санду спонят, как плодирия președинции аре преа мульте спатии инутили, кари ну пот... Домну Гонсан, я так ерам președинте Республики Молдова. La Condrița, de-am erau construite 10 clădiri, cât 5 etaje, că acolo numai un idiot poate să construiască 10-15, dar noi deși avem în țară, că zona și nu prevede mai mult de 4-5 etaje. Ca un sanatoriu, pentru lucrători medicali, profesori, copii. Asta aveți grijă, că au mai făcut și alții așa declarații. Domnule Gonța, o secundă. Iată când dumneavoastră să-mi scoateți declarații din trecut, nu contează, 2014, de când am venit în politică, da? Uh-huh. Și ați mă găsit că în emisiune, priviți toate emisiunile la care am fost la dumneavoastră din 2014 și iată găsiți unii usate, au spus și au făcut invers și după asta eu vă dau dreptul să faceți ce vreți din mine, înțelegeți? Dar încă o dată, noi primim sute de milioane de euro bani de la parteneri. La noi se finanțează orice, numai nu lucruri concrete. Noi împrumutăm bani pentru mâncat, pentru pensii, pentru o leagă de bani, pentru profesori și mai departe, dar nu facem nimic în sectorul real a economiei. Domnul Gonța, cu părere de rău, eu am construit în viață mai mult decât firmele de construcție care la noi pretinde a fi foarte mari. Pur și simplu am activat și am locuit în țări mai mari, înțelegeți? Și mă doare încă o dată, repet, foarte mult, că nu știu de ce ambițiile lui usatei, prind în afara țării și nu în țara unde m-am născut, am crescut și pentru care vreau să fac. Dumneavoastră, câte forumuri? Ați văzut ca doamna Sandu, președintele țării, să invite top 10 plătitori de taxe, top 25, top 50, să așezi de la o discuție deschisă. Băi, oameni buni, și nu faci spânul? Și nu faci alaibă? Spuneți cu ce să vă ajut, ce modificări să facem în lege. Dumneavoastră ați văzut încă o dată o ședință lucrativă, nu de asta, cu medalii, gramotă, dar nici aceste nu prea le-am văzut. Domnul Săt. Dar oamenii ăștia comunică cu alții. Eu fac emisiune în 2012. Eu așa aud în 2012. Încă o dată, domnul Gonț, numai că eu am venit din zona unde s-a făcut, nu s-a vorbit. Și ce ați vrut să spuneți cu faptul că în afara țării sunteți auziți și aici, nu? Nu, nu că, că aici să... îmi amintesc nu. De ce a spus cu doamna Maia Sandu, că nu, ea nu este că, nu că sunt auzit. Mă refer că capacitățile mele le pot folosi în afara țării, adică că infrastructura permite să realizăm unele țărilor, permite să realizăm unele proiecte. Și vă dați seama că vreau să-l fac și la noi. Eu știu că o să facă doamna președinte sau domnul Igor Dodon, pentru că vin prezidențiale, domnule... Renato Osape, dumneavoastră ați promis deja despre faptul că cel mai probabil candidat. Da. Da, eu îl felicit pe domnul Dodon. Cu doamna Sandu, dacă era candidat clar, Dodon la un moment dat era și exclus din, scos din conducerea socialiștilor, a făcut acolo. Dumnealui revine și a spus că nu exclude statutul, că va candida da, la prezidențial. Până pe 9 mai el trebuie să meargă cu vlag paralel, să nu se atace unul pe altul și să vadă ei pe urmă acolo din 9 mai la Moscou, pe cine să-l pui. Numai că, încă o dată, dar să știți ce înseamnă proxy politician? Proxy politician, e de la cuvântul proxy, este deși există cuvântul proxy net, sutinior, da? Nu, nu. N-are nicio treabă cu aceste două cuvinte. Proxy politician, nu am de că proxy tot este, da? Proxy politician înseamnă că un politician care intermediază sau este controlat. Uh-huh. Iată, astea sunt politicieni proxy politicians, da? Deci proxy politician și nu contează că e controlat de est, de vest, de Moscova, Bruxelles, Washington, dar e controlat sau intermediază-le dorințele cuiva. Așa. Înțelegi? Astăzi, că domnul Dodon o să fie candidat la prezidențiale, păi super ok doar pentru Maia Sandu. Știți cum? Că pe dumnei o avantajează cel mai mult Dodon în turul 2, că pe Dodon... orice alt candidat care a intrat în turul 2, ați pot să vă spun sigur că ar câștiga alegerile a doamnei Sandu. Doamna Sandu a avut un șans de a câștiga încă un mandat de președinte. Acum, încă o dată, vă spun, să mai semnez încă 30 de acorduri și așa mai departe.
prea multe și-a asumat Dumnezeu și prea tare o târâie la fund echipa care o are. O mică paranteză, dumneavoastră, credeți că ea nu poate repeta succesul lui Ion Ceban de câștigat din primul tur? Exclus. Ea nu mai avea posibilitatea de a câștiga din primul tur după primele 100 de zile. Când o zis că scoate gardul, dar au deschis numai poarta și tot așa, știi, țineți minte raport. Edeam nu mai avea nici o șansă de a câștiga din primul tur. Dar acum, știți cum, doamna Sandu merge din partea Occidentului, dacă rușii, că rămâne Dodon, că e doamna Vlad, dar văd că Dodon bucuros întoarce, adică merg ei, pentru mine e important ca cetățenii să aibă un candidat din partea Moldovei, din partea moldovenilor. Și din cauza că cineva mi-a scris din UE, care ne privește, din Viena. Sediul ONU din Viena e în afară orașului, după Dunăre. Asta când am vorbit despre Toma Ciorba și... Da, am înțeles. Acești câteva hectare. Dar de ce așa mereu? Eu apreciez și eu, bineînțeles, tot sportul care vine din vest. Dar de ce așa mereu stăm cu cap plecat? Poftim, am pasat în locul stadionului. Poftim în locul Toma Ciorba, sediul la ONU, dacă e adevărat ce îi spuneți dumneavoastră. Nu, încă o dată. A să-i vedeți cum e. Ia muș iară să iasă, poate. A să iasă domnul Grosu, știi cum iarăși cu... Noi știm care turna Kremlinului, eu dat video cu termoelectrică, dați vedeți la primăvară, gata, el a promis. Idem, nu pot, că, blin, usatul explodat, o dăm, să o facem pe neznaiu, cumva să o învârtim, să o dăm înapoi, gata, sprind și cu lubașa. Da, așa nivel mare, dacă ai promis, deja gata. Da, da, e, adică, e trist. Так, я încă am avut un рождественский подарок, avem Crăciunul, pisil nou, am ușa anul nou, și astăzi am venit, ne-am văzut artiștii, și ne-a venit o idee. Apropo, idee bună, și fără, eu sper că cei care ne privesc să înțeleagă corect și cei care o susțin pe doamna Sandu și cei care nu o susțin pe doamna. Și care o susțin pe domnul Dodon și care nu o susțin pe domnul Dodon. Știi, mă gândim cum anul să închidem, vezi că frumos, ne-am avem aleg de brază. Când cineva scrie sau ce... Diana, de te rog, artiști, răpijor. Care artiști? Amuște, că... Ce care artiști? Gata, ne place. Dacă e Satoșa, eu sunt ok. Nu, tu ai la știință Carlos Dreții. Că vezi, te duci tu la pșeniță, îți bani. Serios, dacă vine Carlos, eram acolo. Și cu Vera Brejneva. Și cu Vera Brejneva. Dar eram să stau în afara gardului, care așa și nu a fost scos. Dar asta e altă istorie. Da. Tehnica este foarte greu de scoate gardul. Care artiști, domnul Satu? Ce așteptăm? Nu, am o... Să-i zic, nu, aici, pe bune, fără ironie, mă gândim, știi cum, că... Dumneavoastră, ați văzut că n-am fost în chiară cald afară, că am o leac de gospodării pe aici. Mm-hmm. Ați văzut găini, motani, câini, și murături, și mai departe. Și ne-a venit o idee, dar e, știi cum, că la Polea Ciudes trebuie în живую, știi cum să o arăt. Când să... Adică și să îmblăm noi, să povestim când astea. Amușcă, aici este o leac de timp, amușcă vine băietul și vă arăt. Căruși, domnul Gonsă, mine mă doare încă o dată, vă spun, că eu vreau în țară schimbări și vreau cetățeanul Republicii Moldova să schimbe schimbări nu prin declarații, nu prin acorduri semnate, dar prin salariile care le are, pensia care o primește. Eu nu vreau nici un pensionar să ceară ajutor social, indemnizații. Eu vreau pe carte să le vie procedura asta umilitoară, când omul trebuie să ducă și adă, scrie domnul Gonța, și încă vine la 6 dimineață. Noi cu dumneavoastră dormim acasă, dumneavoastră îi ajutați pe ori. Dar dumneavoastră mama în Italia, da, muncește de mulți ani. A mie sunt pe loc. Dar ei, oamenii sărași, de la 6 dimineață, plouă, nici, ei stau ca scrie. Ți-mi minte că domnul Petcu v-a rugat Ministerul Muncii să prelungească? Da, să prelungească. Și-a refuzat? A? Și-a refuzat? Ți-mi minte că refuzase, dacă nu odobrile. Odobrile? Odobrile? Нет, а я знаю, что они отправили людей, специалистов, чтобы помочь, чтобы больше людей. И выделили там палатки какие-то, там, честно, ну, куда? Я каше колу краре, браво, что ну. Декорд. Да, да, касымик у меня винит, так мозунат, кызва, хайдуэч, лапас. А здесь...
Та й ну розпуніла німік. Лалти партії. Катерам ярам окупат керпібоні. Ті де там факу тратамент в Германії, до паста мандоску лук. Кай артист. О. Сте ковнет артист. Сте сиев. Юлікс. А? Эй, артишти! Як артишти давно гонца? А? Драгуц. А? Драгуц. Так, Саня, покажи переднюю камеру. Есть, да? Так, это Йомаду с Денькина, а шау раз, снумешьте Тедди Дог. Дело Урсулес Тедди, эс? Нет, не рез. Я Тайчан Кош, а вем шапти Урсулес. După episodul 4 cu domnul Gonța, vreo 4, tata lor Teddy a decedat și a rămas numai mama lor Bela și o soră. Și tata înainte de a deceda a dobândit și o răsătă pe Bela însărcinată. Deci ele sunt unici, nu că Republica Moldova, ca să înțelegi în Europa, țin și să încep de la 5.000 de euro în sus, între 5 și 10.000 de euro țin. Și atât ne-a venit așa o idee, când s-a zis artiștii, smătri, noi îl avem pe doamna președinte, actual și pe Cotruț, corect? Cotruț, când ele la vagabond cu labă... Da, așa. Значит, îl avem pe Cotruț. Значит, Cotruț l-a mușcat pe ambasadorul președintele Austriei, corect? Da. Înseamnă că e pericol să întrebăm UE, dacă e mai mușc pe o 2-3. Teoretic. Teoretic. Eu propun, ca înainte de sărbători, să-i punem. Deci, ca înainte de anul nou, de Crăciun, iată, Cotruț îl punem la Andruha Spânu, foarte frumos, și nu furi. Nu, dacă ceva Cotruța să-l muște, правильно, are experiență. Și doamnei Sandu, îi dăm din aștia 7 un țânc cu numele Brusel, îl dăm pe Brusel, așa? Doamna Sandu, пожалуйста. Brusel, aș fi bădru cu tăți. Aș moară tăți femeile care sunt la președinție după dâns. Și ta că dumneavoastră e candidat din partea Occidentului, corect? Dodon din partea Moscovei, îi dăm și lui o cățălușă în Moscova. Iată. Și mă șcățic ca Igor Nicolae, asta. Ia că lui Dodon îi duc mâine o cățălușă în Moscova. Și... Domnul Gonță, dacă îi duc lui doamna Sandu pe Brusel și lui Dodon pe Moscova, e o problemă cum crezi dumneavoastră? Și eu îi las una mol, da? Ia că este cei mai micuți, chinu s-a născut a 7 mitică. Și miticuți, și mai chinuită. Eu ne lăs eu ca pe Molda și eu să merg la prezidențial cu Molda. Molda. Ți-ai mit la Ștefan cel Mare? Și eu să merg cu Molda. Așa? Mitic. Ia vezi? Dacă e de noastră. Dar asta e totul e o glumă, da? Nu? Adică? Dar ce glumă? Dar care e problema să merg mâini să-i fac cadou? Când cu dată, Teddy Dog, ați știți pe internet. Unul îl dau lui doamna Sandu, țin cu Brusel, cățaua în Moscova i-o dau lui Dodon, și eu cu Molda. Și vedem care din trânșă aș și bă prezidențca sabacă peste un an de zile. Ai, domnul Gonță? Aș și bă Brusel, Moscova, ori Molda. O mică precizare. Pe bune, dumneavoastră, cineva de dinastă să duc mâine la președinție și la sediul Partidul Socialist și o să duc Cânișorești? Domnul Gonță, eu în viață nu călcam. Mai ales la sediul PS. Da, în cazul ăsta pot să mă duc și eu, numai rușine să-l duc acolo. Dar care e problema? Igor Dodon, dar dacă aș fi bă protiv, Galea Lână duși acasă. Da, să iei, că aici nu, chiar sunt frumușe. Dar și președintele, într-o situație de șac, pe de o parte îi arată că iubește animalele, pe de altă parte se refuză un cânișor? Nu-i da pe iau câte 2 luni de zile. Uitați-vă și păpușii mai mari nu crești, știi? A, dar e văzut doar pe și mai mari. Frumușelul tata. Nu, e ești dobrăi podarăc, domnul Gonță. Dobrăi. A? Istanbul, nu? Irina Fyodorovna, dacă vine v-la fișă, putem să discutăm și Istanbul. Că aici este și Istanbul, Abu Dhabi, Tokyo, London, New York, înțelegi?
Mai departe o să așteptăm asta. Lui, nu ce, prikolne же? А? Я сама захотела, только не знаю, как назвать. А тут название уже у всех есть, тут не получится, значит, как назвать? Ты баллотируешься потом. А? Я вдруг поняла, что в телевизоре да. Нет места. Ну, смотри какие. Саня, приблизь крупную чуть-чуть. А то как будто они на отшибе. Эй, партизане, артишки. Смотри, ну, гонцы, ну, я кого этим колом фас? Дорогой, пробабил. Кому я дорогой пробабил? Так, не плак. А? Аша. Так, я конец крии дямун лапшинитей. Președintele nu poate accepta că doar mai mari de 2000 de lei. Îi punem ценнику un leu. Un leu, să dai cașe trebuie pentru sănătate. Правильно? Сань, показал? А, да, я деварат. Președинția nu are voie să accepte că doar scumpă. Nu, nu, я съел la Майя Санду бань. Я с... Să ia să spun, scoat un leu, numai că să-i dăie un leu, că să nu-i dăie mai mult pe drum, să nu pierzi mătate. Вот, așa că Brusel. Brusel pleacă mâine la președinție, Moscova pleacă la Sociale și Molda rămâne acasă. Și aici mai sunt doctorii lui tata, aici, căruci, și New York-ul, și London, aici e o bătaie de Doamne ferici, Doamne Gon. Так. Generosul. А? Generosul înainte de... Nu te-ai gândit tu vădată ca să mă duc eu la Dodon cu cadou? Nu mă честно, spune. Poate între timp acolo și o să vă împăcați și nu o să vă mai bați. Nu, stop, hai, las, nu. Hai să mai departe. Nu, câinele Moscova, cui să-l dau? Ori Brusel? Все красиво, все по-честному, дом Гоцаш. Primarii partidului nostru au fost la întrevederea, la forumul primarilor ai organizat de către doamna Maia Sandu. Pe domnul Petru, dacă nu greșesc, l-am văzut primarul din Moscova. Cineva a fost, cineva nu a fost. Eu o să-i adun pe toți, dom Gonță, ieri m-am întors în țară. N-ați o săptămână și am fost la tratament. Vreau să adun colegii din Chișinău, din toată țara. Domnul Petru, ceilalți primari care au câștigat din partea formațiunii pe care dumneavoastră aveți onoarea să o conduceți, ei sunt sau ei nu sunt primari pro-europeni? Că eu nu înțeleg. Pentru că doamna președinte și domnul Igor Grosu insistă chiar și după acest scrutin că primarii care nu sunt pro-europeni nu vor primi bani din fondurile europene pentru anumite proiecte. Banii care vin la buget, ești normal, treacă, meargă. O mai fost transmis și alt mesaj, numai că e public. Că dacă partidul nostru n-a susținut în 7, în 6 raioane, președintele era din partea PASL-ului, Bălțu n-a sprinească niciun ban. Opa. Direct s-a spus domnului Petcov în fața cu alți colegi de-a noștri, din partea unei delegații a partidului PAS. Domnul Gonță, eram la 2000 de kilometri. Nici cu reactiv noi n-ajungem acasă. Îți închipă și era dacă ne asta îmi spune în față. Când îți stângeți pojarul, așteptați când tata acasă. Ce? Ca să înțelegi, eu țin minte suna Costea Botner, care îi dășeau barsetca. Când bla cu țuți pe răioane, mai fășeau acolo, câte o combinație, îmbrobădeau, consilieri, fășeau, tăță leargă după coaliție, câți mai mulți președinți, știi? Renat, poate să luăm doi consilieri la Brișeni? Costea nu. Hai, te rog, nu, ia că trebuie. Costea nu. Lana, nicem l-a furat curcane. Знаешь, там, Vasea Botner, voi trebuie unul la strășeni, unul pe astea. Amu pentru sângerei ne-au făcut cap pătrat, că lor nu le ajunge unul ca să aleagă președintele de raion pasul. Până amul l-au îmbrobădit pe Cernei, oricine, cu unul. Главная критика пасула я рашла тебе студиор. Да, домнул Черняев из Ватудиал. Ага. Что вот это он президенте или дела пас? Да. Да, ну трекут, ладно, что мы за такой трекут. Ну, ну враг, короче, не меня интересует. Короче, мацене в шасси. Софу кут коалиция ку домну Кику ла ку педичами ла глудень. О коалиции карьё аминтерзису. Да и его факут. Кодоск омулу Никифорчук и Тари Курат, я луну яшака дэнсу ла Флорешти. Флорешти, да. Там просто поставили сейчас мер, сейчас факу шединцем куда-то врежу, фус креско дименем политик. Шаму сышкати лок лопас, ла Никифорчуку не вре. Адика, йоша сивана сахся. Нельзя приходить любыми путями. Анцелези? Нельзя. Сын, лукру табу, каре ну пот фие. Астя, шкандинал-то партия, аузымка, леспропуне, ащаешь функции, дака ну.
Каколы паниш, вы паниш, ну и плякала пенсиям флориш. Ну, каколу соча лишку чапаш, ну, все, короче, ну, спать. Дарын куда-то, пентуш фапту, к щеневадим пасу пермеск. Да, к вред все важу торым был, сотребу шест районе с вот спиной. Че, офигели? Категорически нет. Даже там, где может быть пилот. Кену факт действия, кум фаще додон. Шти, кум, кигу додон, кумая сам дулупт. Да, еще депутаты не гочазы коалиции. Депутаты не гочазы коалиции. Пентру дальше. Координаторы для ПАС, Петербург, Шекум, депутат лор, основ, минимум ли район. Юлиан спус ла нож 30 дичи, дар са ну фака шоти, са ну фака мизери, домнул Гонц. Асту фос. Че семна шоти, ш мизери? Ку чей не сплати, ш ку чей не сплати? Домнул Гонц. Дунеастра înțelegeți că sunt oameni care au participat la distrugerea partidului nostru. Distrugerea în sensul direct a cuvântului. Cu acești oameni nu poate fi nici o coaliție. Doi, dumneavoastră înțelegeți că sunt raioane unde socialiști sunt gospodari, sunt raioane unde sunt la pas gospodari. Asta pe bune, vă spun. Sunt la domnul Chicu foarte mulți gospodari. Căruși, nu există aici un criteriu, că totuși sunt locale, știi, chiar că doar asta nu poate fi o poziție națională. Dar nici cum să faci cinic la televizor, știi, să ieși și spui că нельзя никаких коалиций коше, dar на самом деле ли discute, că asta mă deranjează. Fix așa cum ai ceva detalii despre nunțele astea locale care au loc între socialiști și partidul. Încă o dată, ele se fac la nivel central aici, ele nu se fac. Păi domnul Igor Grosu iese la emisiune și spune că niciun caz că vă fărâm capul la toți dacă faci coaliție cu socialiști. Domnul Igor Dodon spune la altă emisiune același lucru. Și până la urmă, în câteva ori, deja au avut locul și botezul. Și ați mai șibă încă o dată, vă spun, ia că asta e cinismul politic al Moldovei. Eu n-am acceptat, nu accept și nu voi accepta așa ceva niciodată. Dacă ieși și spui la om că el e 3-2 raz, 3-2-1, da? Adică, все, ну, как бы, gata, ei dat. Dar consilierul dumneavoastră din municipiul Chișinău. Da. Cu ce o să ocupi 4 ani? Important că eu vreau să mă întâlnesc cu colegii, să vedem ce facem cu funcția de consilier municipal în Chișinău. Era spunea data trecută că... Da, să fie câte un an de zile, da, prin rotație, ca să fie portavocea chișinăuienilor ca oamenii de afaceri. Chișinăuienii simpli, care au o problemă și problema lor cumva s-a pierdut prin birouri. Sau nu o găsă drum ca să fie portavocea chișinăuienilor, înțelegeți? La toate problemele care vor fi. Mai ales dacă vor fi ceva tentative cu vânzarea bunului municipal, schematos cu terenuri și așa mai departe. Asta, el trebuie să fie storujul la oameni și portavocea lor. Asta e sarcina lui de bază. Domnul Renato Osat, la cine ajunge aeroportul Chișinău, știți? Poate aveți dumneavoastră niște informații. Da, nu, dar ei singuri nu știu, domnul Gonța. Încă o dată, asta sunt oameni care, când eu mă uit că Iași, apropo, asta tot am fost la un forum în Austria, unde s-au discutat, erau 4 oameni care, reprezentanți companiilor, care au aeroporturi în gestiune. Inclusiv nu e. Și ei când ne arătau statistica Iași, care au crescut la Chișinău, că aeroportul trebuie de recunoscut să dezvolta doar pe timpul ușor. Cu toate nebunele care au făcut-o el. Apropo, eu am și ține de municipiul Balt și de partid ușor și de șor personal. Cineva din partid ușor ne-a spus, până înainte de a pleca din țară, știi când am plecat imediat după turul 2, că ia ca domnul Șor e gata să discute și mai departe, chiar că fie și el învinuit de 250 ori 260 de milioane de euro banii din miliardul celebru care îl știe deja tăglo pământesc, el e gata să întoarcă bani cu proveniență și așa mai departe și iată cum, dumneavoastră, zic, băi, zic, eu privesc, zic, am spus, l-am adus pe Saakashvili exemplu, că deja la Iopenit, începând cu ministrul transportului, 300 de milioane înapoi. Adică, dacă într-adevăr este așa ceva, și chiar ne interesează, nu că iată, el pregătește situația că cu aeroport pe dus la Odru, dar și asta, creditele și el neperformant, el este gata să-l întoarcă, și dacă dumneavoastră cumva sunteți gata să discutați, zic, nu-s gata să discut cu nimeni, dar zic, des mă duc să fac tratament, pe urmă vedem. Adică, короче, домну Гонца, ищи, де ши сын старий, я винди тома чорбам, молодца.
Păi ce face domnul Spânu cu acest aeroport? Știți sau nu știți? La moment nu cunosc, dar vă asigur okay. Ca să aflu mai repede decât o să aflați dumneavoastră în mass media. Pe mine mai mult material și putem face ca să nu se întâmple acest lucru. El oricum trebuie de dat, chiar e moare. Nu știu ce înseamnă trebuie de dat, nu știu ce înseamnă trebuie de dat. Cum a spus dumneavoastră la alte emisiuni, da. Trebuie de adus un om căruia chiar să dai și un milion pe lună, important da, să aducă un miliard. Că, da, corect, am înțeles. Pentru că așa dacă tot se duc, dacă nu poți, mai ești și aeroportul din Bacău, dacă nu greșesc, care face concurență deja aeroportului din Iași. Eu am fost sâmbătă trecută, noaptea am ajuns, pe la 11 noapte, că am avut și acolo niște aeroport Constanța în construcție. El îi zis, deci, păi, numai beton acolo am uvet, știi, și armătură, mai ales noaptea și aerotă. Căruși, tăți să-i dau bătaie, în afară de noi, domnul Vanță. Dar noi vorbim că vrem încolo. Da, da. Haideți să o închem optimist. Da. Dați un scenariu pentru 2024. Oamenii, știți cum, oricum în sărbători, oamenii speră la ceva mai bun. Ridică un pahar de vin de Crăciun, ăla nou, ăla vechi, nu contează. Sperând că ceva în 2024 va fi mai bine decât în 2023. Eu nu pot să permit pentru toți, dar că un mesaj din Germania. Acum, mă scuzați. Documentele și au de gând să facă cu aeroportul, ați vorbit și duminica viitoare, să ai exclusiv. Da, Okay. Значит, eu să fac tot posibil ca oamenii să trăiască mai bine, domnul Gonță. Eu n-am părghile și puterea care au cei care ne-au guvernează și care ne-au guvernat, de tot promit, da? Eu, cu părere de rău, nu pot astăzi să hrănesc mai mult de câteva mii de oameni gratis, că vreau să organizez tot cantine sociale pe parcursul sărbătorilor de iarnă, pentru oameni care n-au copii peste hotare, la zarăbotcă, cum zic moldovenii, n-au cine să le trimată o bucată de salam, un kilogram de cașcaval, și să le organizez un fel întâi, felul doi, niște fructe exotice, știți? Adică eu am posibilitățile mele, cum am avut grijă de oameni, așa să o fac și pe viitor. Și trebuie să facem cât mai repede. Eu nu vreau schimbări radicale, domnul Gonță. Eu vreau, pur și simplu, poate în anul viitor să se trezească cu alți ochi la țară să se uite și guvernarea. Vorbesc aici de majoritatea parlamentară, de președinta Sandu, de premierul Recean, dacă nu va pleca. Să trezească și opoziția. Iată ce și-a propus Petkov în Bălț, iată eu azi ar uni eforturile la tăz, domnul Gonț. E că vedeți asta. Eu am vin la dânșă și covor moldovnesc în spate. Șas la Ștern, numai să așeză tăs la discuție. Tăs care vreau să muncească pentru schimbări. Roșă, galgen, roz, verd, dar să vrei să muncească. Dar la noi fiecare cate, profituri, taxa să îndeie pentru rating, să-l gruzie special, apisă. Eu tot din strategie. Eu de la anul o să fac tot posibil și imposibil, da, sunt chestii care nu pot să le trec pe alături și ești ține de schemele cu gazul care trebuie de dus. Tot până mă aștept încă nu-i numită zi de judecată, ca să înțelegi, că USAT-ul a promis la protest din iulie. Și până azi numit? Nu-i numită data, Gheorghe. Aici de la Rășcanu ca să gândesc cum scăpi să o dai la apel, știi? Chință lec acolo e zălăt, adică trebuie să dai câștig la oameni de ieftinit astea. Înțelegi? Adică nu va fi un an ușor și gata. Da, dar încă o dată, toți cei care pretind că vor să facă ceva bunățare, eu cred că trebuie să unească eforturi. Dar pentru asta trebuie să trezească guvernarea, să dea masca jos, să așeze cu tăți la masă, să termine că e lupt cu socialiștii, dar să arăt deputață. Băi, nu, hai mai dați doi vicepreședinți, vă votăm președintele și așa mai departe. Ia că asta e murdară, înțelegeți? Domnul Sate, mulțumesc pentru discuție. Eu vă las continuați în limba rusă cu doamna Ludmila Mântean. Da. Eu mă retrag la o jumătate de pachet de țigări. Da, bada prosti. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la prima parte a emisiunii. Continuă limba rusă, doamna Ludmila Mântean. Rămâneți cu domnul Renato Usate. Și vorba aia, trăiți frumos și bine și vă văd mândri. Gonț, după ce duci, uite, Abu Dhabi, New York, Tokyo.